Iată, revenim și am ajuns la o colonie. O să vă pun link-ul de la ce a rezultat aici. Și aici a fost un roi inițial. Și de fapt au fost două roi. Și roiul de aici s-a dus de a unificat o altă colonie unde n-am avut matcă. Albina care a rămas de aici s-a unit cu roiul din partea dreaptă. Eu de atunci nu am mai tras cu ochiul să văd ce s-a întâmplat aici. Știu că a preluat o parte din culegătoarea acelui roi. Astfel ar trebui să rezulte o colonie destul de frumoasă. Da, ia să vedem cum arată ea și ce are. Ce are această colonie care s-a transformat într-un roi bunice. Începem cu ultima ramă. Să vedem ce a făcut el. Aceasta știu că e o ramă mai albă. Așa și așa, maronie. Are nectar pe ea. E o ramă numai bună de dat de după diafragmă. Încă are în miere necăpăcită, ca puțin, și o vom da după diafragmă. Ca să-și ducă în cuibă când dorește. Aici tocmai a venit o albină cu propolis pe piciorușe și caută să-l depună. Îl depune la încheieturi sau între ramă și folie. O să vă arăt și cantitatea de propolis care o adună o colonie cam acolo, pusă sita, într-un film ulterior. Iată cum arată această ramă. Miere destul de bine. Are un pic de puiet acolo. Iar pe partea aceasta altă are numai miere. Și un pic de păstură. Foarte, foarte bine arată. Deci asta o să fie prima ramă. De acum, sau ultima, depinde de unde măsori. Iată, să vedem ce găsim pe această ramă. Avem puiet și un pic de coroniță și aici la fel. Având mai multă culegătoare, cum a preluat ea culegătoarea de la vecinul, aceasta a reușit să aducă mai mult nectar. De fapt, acesta este echilibru în colonie. Dacă ai mai multă culegătoare, aduce mai multă mâncare. Dacă are mai mult puiet, consumă mai multă mâncare și atunci ai hrană mai puțin. Acest echilibru e destul de greu de ținut. Și atunci apicultorul lasă albinele să decide ce vor să facă. Iată puiet, în toate stadiile aici avem căpăcit, iar în partea aceasta altă avem larvar
Și coronița o să se îngroașe fiindcă este nectar până la nivelul cuietului. Și aici la fel. Îmi place cum a organizat rama albina, puiet, nectar necăpăcit și nectar căpăcit, adică miere. Fiindcă mierea necăpăcită este pentru consumul imediat. Mierea căpăcită e pentru consumul mai târziu. Iată și aici. Iată cum stă albina părană. Am văzut niște filmulețe unde albina așa de împrăștiată este părană. Aici avem și matca pe mijlocul ramei. Am văzut în niște filmulețe atât de împrăștiată albina părană că mă mir că nu mănâncă gâselnița ramile cu albina părană. Nici straturi să nu fie albina pe rame, dar nici 3-4 albine pe ramă, nici cu aia nu prea. Nu-mi place mie să văd. Probabil este un criteriu greșit al meu, dar așa îmi place să fie albină pe rame. O altă ramă, asta e mai ușoară. Ar trebui să fie puiet, larvar și ou. Da, nu este chiar așa. Avem nectar și nectar și puiet care trebuie să eclozez. Acum să văd ce găsesc și pe următoarea ramă. Ia să vedem dacă găsim cumva puiet, dacă da, o dăm în mijloc. Da, iată ce puiet frumos avem aici. Atunci rama aceasta cu mâncare, ca și la celelalte, la 50% din roiuri am găsit această situație ca puietul să fie spart de mâncare. Și atunci nu fac altceva decât să mut, fac schimb între cele rame. Mâncarea să vină în margini. De acum nu mai fac griji de, să zic așa, cum se practică blocarea, fiindcă indiferent dacă aș băga o ramă acolo, bună de oat, în 90% din cazuri nu o să o opă pe ea. Fiindcă ea oricum are celule goale, iată. Deci aici am o ramă cu celule goale pe partea de către stup, de către exterior, partea exterioră a stupului, și atunci, dacă aceasta e cu mâncare, da, nu știu cât ajută acest lucru, eu o să fac acum. Aceste celule goale într-o ramă neagră, le întorc spre interior către puie. Camat ca să zicem că va oua, dar eu sunt sigur că nu mai o să preferă să folosească celulele ca alt scop. Mai depune un pic de nectar acolo, dacă găsești. Bun, și cam atâta la această colonie care a avut mai multă culegătoare decât
puiet. Să zicem că s-a rupt un pic echilibru și a intrat mai multă hrană ca consum. Și atunci se face această acumulare bună de miere. Da, e destul de dificil de ținut acest echilibru. Se poate profita în primăvară de anumite lucrări ca să ai mai multă culegătoare decât puiet. Asta doar pe un cules sau maxim două. Cam atâta la acest nucleu, roi. Până data viitoare, numai bine!